Băimăreni au dominat teritorial, dar fără folos, jucătorii din Recea fiind mai pragmatici în fața porții adverse. Au profitat de tot ce le-a fost la îndemână și au marcat de două ori în prima repriză, ambele reușite fiind din penalti. Din minutul 65, Recea a jucat în inferioritate numerică, Berinta fiind eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. ACS Fotbal Comuna Recea s-a calificat în faza a patra. Sâmbătă, cele două echipe se vor întâlni din nou, de această dată în campionat. Meciul va avea loc tot pe stadionul Viorel Mateanu, cu începere de la ora 18.